Vlăduț al nostru pregătește... Ce pregătești? Astăzi, da, am o rețetă, aș putea să spun, din bucătăria romantică, din bucătăria pentru suflet, și anume pui catifelat. Am ales coponele de pui pentru preparatul meu. De preferință o carne de pui de calitate mai bună, pentru că acesta dă gustul. Sigur că dacă s-ar putea un pui de țară, da, să ne uităm după urmele astea de grăsime, nu? Cu cât e mai gălbior așa? Da, cu cât e mai gălbior, cu atât este mai sigur că da, este mai natural și mai gustos. Puteți foarte bine să folosiți un pui întreg, nu contează. Eu am ales însă pulpițe. Bun. Mai aveți nevoie de țelină. Cât de multă țelină, rădăcină românească de miroase de trăznește în toată casa. Da, de miroase, super. Mai aveți nevoie de rădăcină, de pătrunjel, morcovi și ceapă. Mai aveți nevoie și de cartofi. Iar acum să le luăm pe rând, cât se poate de simplă este rețeta. Dacă vreți, este un gen de fricasee, așa. Păi zi așa! Un gen de fricasee. Puiul îl puneți la fiert, dar nu înainte de a căli o ceapă. De pui, zici, nu? Nu este friptură de pui. Imediat, lasă-mă să-ți spun. Ia-mă încet, încet, pentru că asta e foarte important. Primul pas la această rețetă. Da. Puiul se pune la fiert împreună cu vin alb și rădăcinoase. Se lasă la fiert circa o jumătate de oră, apoi se dă la cuptor. Carnea se scoate din supa rezultată și se adaugă smântână fermentată. În ce? În supă? Nu. Peste carne. În supă, peste carne. Supa se strecoară și se adaugă smântâna fermentată. Iar apoi se mai dă la cuptor încă o oră. Ce astfel e smântâna fermentată? Scuze-mă că te tot întrerup, dar ești... Există două tipuri de smântână. Smântâna dulce, care este colectată de pe laptele dulce, și există smântâna fermentată, acea smântână ușor acrișoară, smântâna maturată, care, sigur că da, o folosim mai mult în ciorbițe sau la un gulaș, la un paprikaș sau la ciorba de burtă. Smântâna e smântână, ca să ne înțelegem. Da. Se pune pe pâine, se mănâncă cu sare. Și așa, este foarte bună. Așa, bun. Alături de preparatul meu am să servesc un piure de cartofi, dar de data aceasta n-am să folosesc niciun gram de lapte în piureul de cartofi. Ca să fac o legătură între preparatul de bază și garnitură, am să folosesc de data aceasta smântână dulce și unt doar. Astfel piureul va fi mult mai ferm, mai văscos, dar în același timp catifelat. Face o pereche excelentă cu cărnița de pui, care... Sigur că da, are acest gust suav, catifelat, foarte, foarte, e un preparat pentru suflet, e un preparat zemos. 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 Am înțeles. Vlăduț se apucă de treabă, cum ai zis că este un fel de... Un fel de fricasee. Fricasee este un preparat european. Este, dacă vreți, un gen de asemănător cu ciulamaua românească. Un pic asemănătoare cu ciulamaua românească. Un fel de tocăniță albă. Un fel de tocăniță albă, da. Hai că am înțeles până la urmă, știți cum trebuie să dai referința asta la de mănâncă doar șnițele, cum am fost eu, o lungă perioadă. Rețeta lui Vlăduț.ro, acolo găsiți mai multe detalii pe parcursul emisiunii despre fricaseul reinterpretat de la Vlăduț, citire. Domnul